Salutare, oameni buni! Eu sunt Adrian, bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi suntem la 12 ore după efectuarea tratamentului cu acid formic la albine. Am venit să verific mortalitatea, dacă există și dacă este cazul să scot aceste gratii de la urdiniș pentru o aerisire mai bună. Am ales să efectuez tratament cu acid formic deoarece la testul pentru varroa am găsit puiet în toate stadiile, de la larvă până la căpăcit, chiar și ouă de o zi, nu știu dacă le va mai lua în creștere sau nu. O să verific și câți acariene au căzut la 12 ore. Aceasta este o nouă vatră unde se găsesc 22 de familii. Aici avem două albine moarte. 22 de familii. O provocare pentru mine, va trebui să le iernesc pe două corpuri și câte doi pe palet, deoarece nu pot folosi câte patru. Aici am țarcul unde țin caprele pe timpul verii și nu vreau să am probleme cu Nu vreau să am probleme ca albina să zboare pe direcția lor și să le încaiere. Văzusem o albinuță cu polen. În continuare o să pun videoclipul cum am efectuat eu tratamentul, videoclipul de aseară. La acest moment temperatura este una acceptabilă pentru tratamentul cu acid formic. Avem undeva la 14 grade. Maxima se anunță de 17. La momentul efectuării tratamentului, cred că am avut tot în jur de 17 grade. Pe timpul nopții a coborât în 14. Vedem și cum s-au evaporat. Haideți să ne uităm la un sub. Să vedem cum se ia un pic delta. Să vedem dacă s-au evaporat de tot sau mai există tratament pe șervețele. Da, șervețelele încă sunt impregnate cu acid formic. Acesta este un lucru bun. Albina a început să urce în partea de sus. La momentul aplicării tratamentului, la o jumătate de oră, nu mai era nicio albină lângă șervețele. Urdinișurile sunt larg deschise. Cred că am spus și în videoclipuri de ieri că aerisirea este un factor important în acest tratament. Este un tratament eficient. Am stupul cu de acolo la controlul, la testul de varroa au căzut 3 acarieni, restul stupilor la 2 niciunul și la 2 câte 1, deci am testat 5 stup din 20. Aici sunt mărcile de rezervă, 4 la număr pentru această locație. O să vă pun în continuare să ruleze videoclipul făcut aseară, să vedeți cum am efectuat acest tratament, cum îl fac eu. Și după care verificăm și gradul de infestare. Temperatura este de 17 grade. La noapte maxima se anunță de 16, iar pentru mâine de 18 grade, de-aia am ales să fac tratamentul astăzi. Am testat stupii înainte, nu am mai filmat deoarece trebuie să omor cele 300 de albine și pentru fiecare stup pe care îl testez și nu îmi place.
folosesc aceste șervețele de bucătărie. Scrie undeva aici foarte absorbant. Acid formic în concentrație de 65%. O seringă de 100 de ml. Un borcan pentru a pune acidul și a trage cu siringa. Și pentru ca șervețelele să se imbibe uniform, folosesc aceste pungi. Care se sigilează. În ele voi pune șervețelul, voi turna acidul fort. Avem nevoie de mânuși de protecție, obligatoriu. Pentru că am ales să pun șervețelele cu acid formic pe rame, nu pe fundul sucului, dozajul va fi de 2,7 ml pentru fiecare ramă. Supii din pe care îi vedeți pe două corpuri de 3x4 are echivalentul a 15 rame, deci voi folosi 40 de ml de acid formic pentru fiecare familie de albine. Aceste șervețele le rup în două pentru a pune pe două părți în două locuri acidul. Pentru că o să încep să lucrez cu acidul formic și nu mai pot borbi, pentru că nu vreau să inhalez. Am terminat de ambalat șervețelele în punguțe. O să extrag câte 40 de ml de acid formic și o să bag în fiecare punguță. Motivul pentru care folosesc aceste pungi este acela că, ținute un pic mai mult, acidul formic se absoarbe uniform în șervețel. Am terminat de pus acidul formic. Am așezat punguțele pe stupi. O să mai aștept 2 ore ca el să impregneze foarte bine în șervețele. Vedeți? Adică vreau ca șervețelul să fie impregnat uniform. S-ar putea să fie foarte absorbante șervețelele și cantitatea de acid spin mai micuță să nu iasă cum îmi doresc eu, dar este ok. Ca să mai evităm alte comentarii pe la despre cât albine este prin stup și așa mai departe, o să filmăm între corpuri. Vedem cum stăm cu albina la data de 17 septembrie. Cam așa se prezintă între corpuri. Acum o să pun benzile. Chiar dacă nu s-au impregnat foarte bine, mai trebuiau lăsate un pic. Dar mă grăbesc că mă prind de noapte.
Bun, la stupul care a avut 3 pădui la test, am găsit până acum, sper să focalizeze cumva, 1, 2, mai era unul pe aici, 3, 2 aici, 4, 5, 6, 7, 7 acarieni, sper să nu-mi fi scăpat vreunul. Deci acesta este rezultatul de după 12 ore. O să cură stava și o să mai verific după alte 24 de ore. Haideți să mai verificăm la încă unul. Să vedem gradul de infestare. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, acesta este un stup care nu a fost testat, deci eficiența tratamentului este maximă. Am făcut bine că am tratat. Acesta era un stup pe care, nu v-am spus, nu l-am testat, nici nu era pregătit pentru, nici nu pregătisem tava pentru control. Deci după mine acidul formic este unul foarte bun. Păcat că nu găsesc condițiile prietnice să-l folosesc mai des. Nu am făcut niciun tratament până acum. Da. Cam asta este situația. O să vin să mai verific după alte 24 de ore. Să vedem gradul de infestare. Până data viitoare, vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și toate cele bune.